Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Astăzi, la Enigmele Lumii, vorbim despre supraviețuitorii Ragnarokului în mitologia norvegiană. Cele mai interesante aspecte ale fiecărui oraș sunt miturile și legendele sale. Acest lucru se datorează mai ales faptului că multe dintre ele își iau originea denumirilor sau poveștilor caracteristice anumitor locuri, evenimente și chiar obiecte. Este obișnuit, mai ales în Europa, să se pună un accent deosebit pe aceste povești, așa cum este cazul mitologiei nordice. Înrudită de asemenea cu mitologia germanică și scandinavă, mitologia nordică cuprinde religia, credințele și legendele populațiilor antice, situate în centrul și nordul Europei. Aceasta include și fosta Islandă, în prezent o țară suverană situată pe o insulă, Britania, denumirea dată insulei Marii Britanii, Galia, regiunea în care se află în prezent Belgia, Franța și vestul Elveției, și nordul Italiei, Germania și Olanda. În acest fel, în toate locurile menționate, a fost locul unde s-a dezvoltat ceea ce este acum cunoscut sub numele de mitologia nordică. Cu toate acestea, deși constituie poveștile împărtășite de popoarele nord-germanice, mitologia nordică nu a fost împărtășită de populațiile nordice uralice, adică de finlandezi, estonieni și laponi, și nici de cele baltice, integrate de lituanieni și letoni. Acest lucru se datorează faptului că aceste grupuri etnice au propria lor mitologie, care este similară cu cea a altor populații indo-europene. Deși nu a fost descris un adevăr acordat de zeități muritorilor, mitologia nordică include și povești despre popoarele care au aflat poveștile zeilor prin vizita lor. La fel, ele nu au o carte sacră, întrucât poveștile au fost răspândite oral printr-o amplă poezie, mai ales în timpul epocii vikingilor, cu accent pe Eddas și alte documente medievale, elaborate în creștinizare și după aceasta. Marea majoritate a poveștilor mitologiei nordice rămân astăzi, în special în zonele rurale, în timp ce alții au avut o adaptare a așa-numitului neopăgânism german și au fost chiar sursa literară pentru diferite producții audiovizuale. În timp ce altele au fost o adaptare a așa-numitului neopăgânism german și au fost chiar sursă literară pentru diferite producții audiovizuale. Una dintre principalele caracteristici ale mitologiei nordice este că lumea este reprezentată de un disc plat, situat în ramurile așa-numitului arbore mondial Yggdrasil, care constituie suportul celor nouă lumi. Arborele vieții, Yggdrasil, prin rădăcinile și ramurile sale, a făcut posibilă unirea lumilor. Asgard, lumea Aesirului, având drept conducător pe Odin și pe soția sa, Frigg, care avea în jur un zid neterminat. Valhalla este situată în zona interioară, prin urmare era zona înaltă a cerului unde locuiau zeitățile. Midgard, acestei lumi îi aparțin bărbații creați de zeitățile Odin și frații săi, Vili și Ve, după lupta cu gigantul primordial Ymir. Helheim sau Hel este tărâmul morții, și este situat în cea mai adâncă și întunecată zonă din Niflheim, o altă lume a lui Yggdrasil. Conducătorul său este zeița Hela. Niflheim constituie regatul întunericului, chiar și în jurul lui este multă ceață. Este locuit de balaurul Njohogr. Muspelheim constituie regatul focului, unde trăiesc giganții focului, Surt fiind cel mai puternic. Sensul numelui se datorează vetrei de foc, deoarece Muspel înseamnă foc, iar Heim este legat de vatră. Norvegienii îl considerau cel mai înalt dintre tărâmuri, situat mai sus decât Asgard, unde locuiau Aesir, iar la sud se afla Jotunheim, tărâmul gheții, și Jotnar. Svartalfaheim se mai numea Njavelir. În el se aflau elfii întunecați, cunoscuți sub numele de Svartalfar, de unde proveneau cele două clase de elfi din Alfheim. Este de asemenea asociat cu regatul piticilor nordici. Alfheim, numit și Ljusalfheim, este considerat căminul elfilor,
identificându-se astfel două tipuri de spirituși, cei luminoși sau Lyosafar, care locuiau în Alfheim, și cei întunecați sau Svartalfar, care se găseau în zona internă a munților. Deși ambii sunt rude de sânge, ei s-au caracterizat prin scopuri diferite. Vanaheim, în acest regat locuiau Vanirii, care erau unul dintre grupurile de zeități, altele decât Aesis. Jotunheim sau Jotunheim era considerat drept regatul uriașilor, unde aceștia erau de două tipuri, uriașii de stâncă și uriașii de gheață. Potrivit cosmogoniei nordice, din rădăcina copacului vieții Yggdrasil, a apărut o fântână care a umplut fântâna cunoașterii, care era păzită de uriașul Mimir. În plus, a mai existat și zeul Heimdall, care a protejat copacul de atacurile balaurului Njohogr, precum și de numărul mare de viermi care doreau să treacă prin rădăcinile lui și să dispară zeitățile pe care le reprezenta. A avut însă sprijinul nornilor, care l-au irigat cu apele fântânii Urd. Tot în cosmogonia nordică se vorbește și despre un pod care lega copacul vieții de locul zeităților Bilfrost, care a fost traversat de zei pentru a intra în Midgard. Potrivit mitologiei nordice, lumea s-a creat din haos. La început a existat o genune uriașă, Ginnungagap, din care au apărut două lumi, Nilfheim, tărâmul de gheață, și Muspelheim, tărâmul de foc. În urma întâlnirii dintre aceste două lumi, a rezultat o creatură uriașă cu chip de om, gigantul Ymer. Acest uriaș va avea trei fii, Vili, Ve și Odin. Acești trei frați își vor ucide tatăl pe Ymer și din trupul acestuia vor crea lumea. Ei vor desăvârși creația prin ridicarea arborelui cosmic Yggdrasil, cel care face conexiunea între cele nouă lumi ale mitologiei nordice. Tot Yggdrasil, trasinul uriaș, situat în centrul universului, face legătura între cele trei nivele cosmice, cerul, pământul și infernul. Yggdrasil este amenințat în permanență de un vultur care îi devastează frunzișul și de un șarpe care îi roade rădăcinile. În ziua de apoi, numită Ragnarok sau sfârșitul lumii, arborele se va prăbuși și lumea va dispărea, potrivit cosmogoniei norvegiene. Primii oameni au fost creați de Odin. El le-a cioplit trupurile din trunchiurile a doi copaci și i-a numit Ask, Frasin pe bărbat și Embla sau Ulm pe femeie. Principalele zeități sunt Odin, zeul zeilor, Tyr, zeul războiului, Thor, zeul cerului și al tunetelor, Balder, zeul frumuseții, Loki, zeul intrigii. Odin este zeul suprem în mitologia nordică. El dobândește înțelepciunea universală, sugând din seva arborelui Yggdrasil. Însă, pentru a putea obține acest privilegiu, îi se cere în schimb un sacrificiu și atunci Odin își sacrifică un ochi. De aceea el mai este cunoscut și sub denumirea de Cel Chior. Odin are doi corbi, Hugin, gândul, și Munin, amintirea, care zboară prin lumea largă întreaga zi și în fiecare seară se întorc la el, îi se adăpostesc pe umeri și îi povestesc ce au văzut și au auzit de la oameni sau de la fiare. Soția lui Odin se numește Freja sau Frigg. Mitologia nordică este vastă și complexă. Ea cuprinde, la fel ca și alte mitologii, o multitudine de zei, de animale fantasmagorice, de legende, mituri și o seamă de elemente de ocultism. Mircea Eliade îi acordă spații largi în operele sale, care indiscutabil sunt o sursă de mare valoare pentru specialiștii în diverse domenii. Ragnarok este un eveniment profetic care ar reprezenta sfârșitul lumii conform mitologiei norvegiene. Apocalipsa, din punctul de vedere al norvegienilor, ar constitui o mare luptă între zei, care, ca o consecință, ar provoca o serie de catastrofe naturale pe planetă care ar distruge-o. Printre câțiva zei care vor muri în timpul luptelor din Ragnarok sunt Odin și Thor, printre alții. După distrugerea planetei, lumea ar fi renăscută cu fertilitate. Omul supraviețuitor și zeii renăscuți ar repopula pământul. Etimologic, Ragnarok este un cuvânt derivat din vechea Ragna norvegiană.
adică zei și roc, care poate fi tradus ca destin, sfârșit, dezvoltare sau cauză. Astfel, sensul Ragnarok este soarta zeilor. Mulți cercetători teoreticieni ai mitologiei norvegiene consideră că episodul care vorbește despre Ragnarok ar fi fost scris după sosirea creștinismului către norvegieni. Din acest motiv este probabil ca acest mit să fie inspirat din scle biblice, cum ar fi judecata de apoi. De-a lungul anilor, această legendă nordică a servit ca sursă de inspirație pentru crearea nenumăratelor romane și opere de artă. În prezent, povestea lui Ragnarok și altor zei norvegieni este folosită în producția de filme, cărți, benzi desenate și chiar jocuri electronice. În mitologia norvegiană, Modi și Magni sunt fiii lui Thor. Numele lor se pot traduce în mânie, respectiv putere. Împreună cu fiica lui Thor Trud, adică forța, acești copii întruchipează trăsăturile tatălui lor. Descendența lui Modi și a lui Magni din Thor este atestată de mai multe povestiri vikinge numite Saga, inclusiv de autorul Snorri Sturluson. Potrivit acestuia, Magni este fiul lui Thor cu o gigantă, Jotun, pe nume Jarnsaxa. Nu se vorbește despre mama lui Modi. Ambii frați au același tată, dar mame diferite. În mitologia germanică, Thor este zeul fulgerelor, tunetelor, furtunilor, arborilor sacri și forței. El protejează omenirea, dar are în atribuții și fertilitatea. Thor este un zeu proeminent la toate populațiile vikinge din Scandinavia. Este fiul lui Odin, zeul suprem. Are peste 15 nume și este soțul zeiței cu părul auriu, Sif. Este descris în general cu părul și barba roșie și a fost un zeu extrem de popular în trecut, dar și în epoca modernă, prin filme, jocuri și benzi desenate. Cei doi fii ai lui Thor sunt menționați printre supraviețuitorii sfârșitului lumii, Ragnarok, din Edda Poetica. Și tot la ei va rămâne celebrul ciocan Mjolnir după moartea tatălui lor în lupta cu giganticul șarpe Jormungand. În afară de rolul său, după Ragnarok, nu se știe nimic despre Modi, dar în cartea Prosa Edda Skaldskaparmal, Magni joacă un rol în mitul care descrie lupta lui Thor cu gigantul Hrungnir. Împreună, în tinerețe, Magni și Modi, nu mai înalți decât arbuștii tineri, un fel de metaforă vikingă care ar însemna că de-abia se născuseră, mai precis că aveau doar 3 zile, au reușit să-și salveze tatăl după ce atotputernicul Aesir, zeul tunetului, s-a prins din greșeală sub cadavrul uriașului Hrungnir, la scurt timp după ce l-a ucis. Cu toate acestea, Magni și Modi au reușit acolo unde toți ceilalți din curtea lui Odin nu reușiseră, ridicând fără efort corpul lui Hrungnir de pe Thor. Din păcate, singurul care i-a asistat pe cei doi a fost consilierul lui Odin, Mimir. Până la urmă, lui Magni s-a acordat tot creditul pentru faptă, pur și simplu pentru că a fost observat primul și pentru că era fratele blond. Când va deveni mare, Magni va fi considerat fiul preferat al lui Thor, în timp ce Modi va fi considerat pur și simplu doar al doilea fiu al lui Thor și singurul frate al lui Magni. În timpul războiului Aesir Vanir, Magni împreună cu fratele său au luat parte la o luptă și au ucis-o pe zeița Vanir, numită Nertus. În cultura populară, Modi și Magni sunt personaje din seria Runemarks a lui Joan Harris, dar și personaje din benzile desenate Valhalla ale lui Peter Madsen. Cei doi zei au inspirat și benzile desenate Marvel Comics, dar și jocuri, precum World of Warcraft sau Dark Age of Camelot. Magni este descris ca fiind incredibil de înalt și puternic. El are trăsături dure, cu ochii albaștri de gheață, precum tatăl său Thor și bunicul său Odin și părul blond. La fel ca și fratele său Aesir, Magni era foarte sadic și sângeros. Dintre cei doi frați, Magni pare a fi cel mai inteligent sau mai puțin impulsiv și imatur. Totuși, slăbiciunea lui Magni era încrederea supraestimată. Un alt factor notabil care îl motivează pe Magni, la fel ca pe fratele său, deși într-o măsură mai mică,
este să-l mulțumească pe tatăl său legendar și să se dovedească demn să moștenească ciocanul Mjolnir. Magni a fost favorizat de Thor însuși, până în momentul în care puternicul zeu va deveni furios pe Modi după moartea lui Magni, crezând că l-a lăsat să moară. Magni, primul fiu născut și cel mai puternic fiu al lui Thor, a fost un zeu foarte puternic, capabil de forța supraumană, fiind capabil să înfrângă monștri. Singurii zei mai puternici ca el erau tatăl său Thor, Baldur, Odin, Jormungandr și însuși Kratos. Până în prezent, Magni este probabil primul și singurul zeu Aesir cunoscut care a mers în Valhalla după moartea sa. Se crede că Baldur a ajuns în Helheim, în loc de Valhalla în mitologia norvegiană originală. Tyr, în ciuda faptului că era un zeu al războiului foarte venerat, a fost să fie întemnițat, fie omorât de propriul său tată Odin. Echivalentul grec al lui Magni, în termen de semizei foarte forțoși, ar fi Hercule, iar numele lui s-ar traduce direct ca mare. În mitologia norvegiană originală, cei doi frați vor supraviețui sfârșitului lumii, Ragnarok. În saga norvegiană apar următoarele detalii. Modi și Magni îl vor purta pe Mjolnir când Vignir intră în luptă. Numele Vignir este un alt nume pentru Thor. Așadar, după ce Thor este ucis de otrava lui Jormungandr, Mjolnir este sortit să treacă fiilor săi. Așa cum spuneam, în mitologia norvegiană, Ragnarok, organizarea puterilor destinului, reprezintă apocalipsa. Zeii, protectorii umanității, știau de Ragnarok și se pregăteau pentru el zilnic. Declanșarea lui nu putea fi întârziată. Ragnarok, sfârșitul lumii în mitologia nordică, este inevitabil. Era atât de bine predestinată încât detaliile erau foarte bine cunoscute, la fel și modul în care se vor întâmpla. Frații se vor lupta și ucide între ei, copiii surorilor vor respinge autoritatea fraților lor. Va veni o vreme a războiului, a topoarelor însângerate, a săbiilor și scuturilor, o era vânturilor, un timp al lupului înainte ca lumea să se scufunde. Niciun om nu va avea milă de tovarășul său. Cam asta ne spune povestea vikingă Edda. Așa a fost descrisă bătălia supremă în poemele nordice din anii 1250. Lumea trebuia să fie distrusă prin foc și apă, cu aburi și flăcări urcând până la cerurile cele mai înalte. Oare această viziune terifiantă fusese inspirată de erupții vulcanice sau aici se ascunde ceva mai mult de atât? În timpul Ragnarok, un imens cutremur va devasta totul, munții se vor clătina, soarele va dispărea din cauza norilor și a fumului. Gheața topită va cauza inundații teribile, râuri de lavă vor curge. Aceasta este viziunea apocalipsei nordice descrisă de Snorri Sturluson în faimoasa Edda. Imense bătălii sângeroase se vor desfășura peste tot în lume și vor dura ani întregi. O iarnă teribilă va învinge totul și trei astfel de ierni vor urma fără nicio vară. Toți copacii vor fi dezrădăcinați, doar Yggdrasil, copacul lumii, va rămâne în picioare. El este copacul vieții. Unii cercetători, precum Ignatius Donnelly, cred că Ragnarok este de fapt interpretarea căderii unei comete. În lucrarea sa faimoasă Atlantis, el susține această ipoteză. Dar chiar și atunci, binele și răul, moartea și viața, începutul și sfârșitul se vor lupta. Ragnarok, sfârșitul lumii în mitologia nordică, va veni, iar războinicii trebuie să fie pregătiți, la fel și zeii. Această apocalipsă extraordinară, acest eveniment care va distruge umanitatea, este menționat în multe mituri și legende ale multor culturi din lumea întreagă. Ragnarok este un eveniment important în lumea scandinavă a miturilor și legendelor. El a fost repetat generație după generație, tradus în toate limbile, comentat, criticat și dezbătut la nesfârșit. Chiar dacă Ragnarok era despre distrugerea universală, anihilarea n-ar fi fost totală. După Ragnarok, lumea va reieși nouă și fertilă.
supraviețuitorii și zeii întorși se vor întâlni și lumea va fi repopulată de Lipsi și Liptrasir, supraviețuitorii. Ei vor rămâne ascunși în copacul lumii, Yggdrasil. Sfârșitul va conține germenele unui nou început, iar ciclul va reîncepe. Așa cum a fost dintotdeauna. Lumea va fi din nou salvată, iar Ragnarok va fi uitat. Dragi prieteni, atât pe acest subiect. Vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!